La asta știți că este o situație deosebită, e vorba de bolnavi de TBC, iar acest spital a avut probleme dintotdeauna cu aceste infecții nozocomiale. Au început să le raporteze. Tocmai de aceea știu că la asta a fost, este un spital mai deosebit, tocmai din cauza patologiei pe care o tratează, dar, repet, am început să le raportăm, să le gestionăm, ceea ce este un lucru bun. Ce se poate face acolo? Acolo bacteriile sunt în pereți, sunt în, spuneau medicii, chiar și în pământ. Aceste clădiri specialiștii pot să spună acest lucru, nu noi și nu medicii, se vor evalua. Marius Nasta va intra într-un program mare de renovare și dotare cu aparatură medicală. Eu am fost acum 2 săptămâni acolo să discut cu medicii, tocmai pentru a pune la punct împreună acest program, pentru că este un institut de importanță națională și este foarte important să-i acordăm importanța cuvenită. Și când se vor finaliza acestea? În cadrul managementului acestei instituții. Greșelile managerilor se pot plăti cu funcția până la capăt? Greșelile managerilor, da, dar a raporta o infecție nu e o greșeală. Eu spun că un lucru bun, e un lucru bun. A nu le raporta, da, aveți dreptate. Deci neraportarea duce categoric la măsuri extreme, pentru că trebuie să le raportăm.